e reflex spre. Nu-s expresii din texte și scot expres impresii din țeste cu aceste texte de extrem de lesne. De înțeles că ce vorbesc e peste basme extraterestre. Vezi iar să mă deși și ajung să mă detest pentru ce simt, ce spun, ce fac și ce gândesc. Simt nevoia de metanoia, cam o paranoia, că lumea începe soia în direcția lui Goia. Nu văd demoni în piramide, ci în partide, fratricide și combinații ce par licite. Dar legile lumii sunt în cel mai bun caz pripite și asta poți să o vezi clar chiar din cifre. Văd pe religioane, poți sunt în persoane, purtând papioane, cuvântând pe stadioane, contractând catralioane, comandând batalioane, bombardând în avioane, omorând săraci oameni. L-am văzut pe diavol, dar nu-n pentagrame, ci aprinzând icoane, destupând pitoane, educând sifoane, contestând icoane, enunțând dictoane și țipându-le în timpane. Dar l-am văzut pe Dumnezeu lucrând prin oameni, piloane în închisoare, rezistând prigoane, indurând fric, foame, frică și frisoane, ca simptoame la sindrome și-s milioane de drame, ce-o cu micoane. Moment de reculegere pentru toți cei ce au trecut la Domnul via pecere. Cinstește memoria sfinților închisorilor, suferința și curajul mărturisitorilor. Exact ca Brâncoveanu și-a apărat neamu, Căpitanu, Codreanu, Bordeanu, George Manu, Traian Trifan, Oprișan, Ogoranu, părinții Sofian și Adrian Făgețeanu, luptând pentru oameni, nu idei, iertându-și și călăii, și asta ne spune multe despre ei. Iar cei ce au supraviețuit se simt vinovați că au trăit, deși simt încă vii pe frați. Oameni minunați, români mari adevărați, pentru care credința-i definitorie. N-a fost o victorie iluzorie, dar tu n-ai memorie și crezi o istorie falsă, contradictorie. Cafen cu Naidi, Mianolii de Maxim, părinții Calciu, Papa Cioc și Iscu Gherasim, părinții Lăcătușu și Danil de la Rarău, și atâți alți oameni puternici pentru care nu ne cuvințele și palmele, ci neputințele și patimile zdramele, iar lacrimile sarmele. Și când unii se vedeau sfetnici și sfeșnice, sfinții plecau smeriți spre cele veșnice. Astea caractere, dar într-o lumea falselor modele n-a auzit mai nimeni de ele, deși ne-au zis de sechele, de la tendințe rebele, divorțuri, avorturi și consecințele grele. Mulți sunt lași, cei slabi cetează la șantaj și bătăi, dacă câțiva dau dovadă de curaj, sperând că se schimbă ceva. Eași, regimul e altul, tiranii s-a ceiași, aceeași treabă, dar ei n-au murit degeaba. Exemple de demnitate, cerând cu fermitate dreptate și dreptul nostru la identitate, credință și neam, inestimabile, nestemate. Pescari de oameni ce-au ținut pânzele în ape și-au ținut pânzele sus până-n pânzele albe. Cu sănătatea la limită, fizicul distrus, dar cu inima spună în rugăciunea lui Isus. Și atunci simțeau căldură și mângâiere și între și mie, tată, sau măcar dă-mi putere să sufăr în tăcere, ca să nu transmit durere atât de mare, că mi-aș face mult aminuri cu plăcere. Dar am văzut izvorând mir din sfintele moaște de la Iud și am simțit izvorând în suflet bucuria postitorului luând sfintele paște. Și acum puținul bine din mine renaște. L-am văzut pe diavol o scârboșenie, urla înfrânt în genunchia de sfințenie. Crezi că-s metafore până o să vezi chestii ce fac dubile tale să se evapore, rapore. L-am văzut pe diavol și hidos, nu la Rihanna și Rick Ross, și într-un stil de viață vicios, încercând meticulos, totuși fără folos, să întoarcă pe dos toată lucrarea lui Hristos. Se iubesc pe Vulcănescu, Nicoleta Nicolescu, Atanase Ștefănescu, Jimboiu Volănescu, Elisabeta Riza, Riza Dobre, Radu Gir, părintele Iustin și alți cu fio și martir. Ce zici? Te lași călcat în picioare de inamici sau te ridici până în sinaxare după mucenici? Citește printre rime orice zice fite cine. Ține minte bine, mâine nu ți-l promite nimeni. Orice martiriu pentru adevăr este nu numai mântuitor, ci și răscumpărător, chiar pentru călăi. Vorbim de oameni creștini care s-au distins prin modul lor de viață în ceea ce privește înțelegerea și trăirea acestui adevăr adus de Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu i-a arătat biruitori